Salutare și bine v-am regăsit. Astăzi vom face cârnația fumații la fumătoarea noastră de la Drevos. Opa! Eu am tras mai din timp furtunelul, am aranjat aici și au fost căței lăsați prin curte. Și ia uitați, cred că mi-a... A făcut o minune! Da, mi l-a scurtat! Băi, fără puțin nu mai scurt aici. Cred că Lord a făcut treaba asta. Da, cred că Lord. Hai, lasă că... Cora nu face. În curtea din spate, stați. Gata. Trebuie să mergem să luăm un astfel de furtunel. Acum, că mi-a făcut minunea. Și revenim. Pentru dumneavoastră va trece acest timp ca într-o secundă. Uite, nici nu mai ajungem. Nu vedem mai unde ajunge. Găsim. Hai, cu ocazia asta o să umblăm și la afumătoare. Ca să vedeți și dumneavoastră ce are în interior aici. Revenim. Vedeți că am revenit, am luat și furtun. Am găsit destul de greu acest furtun pentru că este subțirel. Și l-am găsit la piese auto. Vă spun și dumneavoastră acest lucru ca să știți dacă... Și la piese auto de utilaje, tractoare, motosape, motocultoare, chestii de genul ăsta, avea chiar 5 metri. Eu am luat vreo 2 metri. Este suficient. Și haideți să desfacem. Eu am încercat cu bormașina aici, dar nu am capătul potrivit pentru acestea. Așa că am să le desfac cu cheia. Uite, a intrat o frunză aici. Da, trebuie și să puțin. Aici. De la vânt. S-a strâns praf pe sub asta. Am văzut și la sediu când am fost, de am luat afumătoare. Mai multe desfăcute. Am dar văzut, da. O vedem și pe a noastră. Cam așa arată în interior. Deci aici chiar are capac, este cu balamale. Da. Ah, uite de aici trebuie să punem noi furtunelul. Uite aici. Da. Venim cu furtunelul nou, îl scoatem pe ăsta care a rămas scurt. Da, și se mufează direct acolo. Da. Da, e simplă treaba. Da, păi uite, vine de aici, de la pompa de aer. Da, da, da. Pompa de aer care... bag aer la tancul de fum să întrețină arderea. Și aici mai sunt rezistențe pe la... Da, tot la rezistența care încălzește, da, de poți găti. Exact. Gata. Te scoatem pe aici. Punem pe cel nou. Mai greu ăsta nou. E și puțin mai tare. Da, așa. E un pic mai dur. Mai... Da, celălalt era mai maleabil. E între el până la urmă. Mai siliconat așa. A intrat. Mai trebuie. Păi, dar ce repede mi l-a tocat căței de cât am montat și eu astea pe aici. L-a tăiat. Și am zis să filmăm introducerea, să punem cârnații la fumat. Și când? Și gata. Surpriză! Lord, Lord, e încă puiuț și tot mai toac. Dacă prinde papuși pe la ușă ceva, belea cu el. Gata. Gata. Acum ar fi culmea să n-ajungă jos, nu? E, cum să nu ajungă? Ajunge. I-aș pune eu ceva, o protecție, să-i mai pun un alt furtun peste ăsta, dar oricum nu mai las căței să ajungă.
Hai că văd, să prind asta la loc. Deci, operațiunea e simplă. Dacă cumva aveți probleme la aceste afumători de la Drevos Internațional, dacă se întâmplă ceva cu furtunelul, cum s-a întâmplat în cazul nostru cu căței să-l reteze de acolo. Da, și v-am spus la piese auto de utilaje, găsiți astfel de furtună. Uite, avem un Spider-Man. Uite aici. Da. A venit Spider aici. Să-mi aduci bine ceva să-l... Da. Să facem un pic de curățenie, dacă tot am desfăcut. Peste furtunelul acela subțire, l-am pus și pe acesta gros, în caz că intră căței sau ceva, să nu mai fie chiar așa ușor de rupt. Oricum, vă închide ușa la foișor și nu va mai intra. Hai să-l pun așa într-o parte ca să nu se... Să nu se atingă de tancul de fum. Între timp, Cori a băgat aici cârnații. Ia uitați. Am făcut mai mulți, dar nu i-a fumăm pe toți. Și acum să dăm drumul la fumătoare. Uitați, pornim afumătoarea. Pornim convecția. Pornim și rezistența. Pentru afumarea la rece, eu voi seta temperatura la 25 de grade. Deci așa să știți și dumneavoastră. Set. Vedeți, are 16 grade acum. Setăm la 25 de grade. Așa se afumă la rece. Am pus rumeguș aici, rumeguș de fag, ia uitați. Stai un pic că nu am deschis horn, am uitat de horn. Da, deschide-l. Haide! Așa. Cred că vom deschide și jaluzeaua aici. Da, ca să iasă afară. Te vezi dacă e cald? Da. Nu trage hornul bine. Păi probabil chiar o să se întrebe lumea ce cu costumația asta ta la în luna, scurtă, da, dacă în luna decembrie. 16-20 de grade afară, este soare. Hai că începe, începe. Uite, deja a început să scoată da, fum. Da. Începe. Da, o să se aleagă papă. Bun. Foarte bine. Deja se aude. Am mai scurtat din videoclip ca să nu ne întindem cu un videoclip foarte lung. Vom reveni la final să vedeți rezultatul. Și după cum v-am zis, în descrierea acestui videoclip găsiți toate informațiile necesare despre aceste afumători de la Drevos Internațional. Noi ne declarăm foarte mulțumiți de ele și chiar vi le recomandăm cu mare drag. Da, e foarte utilă. O jucărie de asta în gospodărie a noastră este mai micuță. Sunt și de 50 de kilograme dacă vreți să faceți mai industrial, dar aceasta pentru casă este minunat. Da, pentru familie, așa. Sigur. Haideți că am revenit cu un mic update. Știți că am schimbat furtunelul de la tancul de fum? Ia uitați. Aici. Până aici vine furtunul care l-am cumpărat. Și acest furtun de la piese auto este un pic mai casant. Iar în această zonă se încălzește și acest furtun de la piese auto se topește. Așa că l-am înnădit aici cu vechiul furtun. O bucată din vechiul furtun. Acesta nu se topește, iar după sărbători voi căuta să schimb tot furtunul.
Am făcut o românească, ca să zic așa. Dar funcționează. Ia uitați. Este după două zile de fum. Astăzi îi dăm din nou fum. Dar am zis ca să postez înainte de Revelion, să am timp să editez și eu videoclipul. Probabil o să spuneți acum, păi mai mult a fost despre acel furtun. Da, nu mi-am dorit să iasă așa videoclipul, dar cam asta este. Link către aceste afumători găsiți chiar în descrierea acestui videoclip. Am să vă pun în descriere și site-ul de unde puteți achiziționa. Nu am pus prețul acestor afumători pentru că ele se pot configura în mai multe moduri. Puteți să luați și cu tabletă, aveți programe acolo de afumare și mai multe chestii. Este toată cu inox, aceasta ați văzut că a noastră este doar cu lemn și are doar în partea de jos inox. Ia uitați. Deci acolo vedeți prețul în funcție de ce dotări doriți dumneavoastră. Noi vă mulțumim frumos pentru anul 2023, a fost un an foarte bun, vă mulțumim pentru susținere, vă dorim un an nou fericit și să ne vedem cu bine la anul. Vă mulțumim, la mulți ani! La mulți ani, la revedere! La revedere!